Alo, Casa Gigi? Da. Oh, tu ești Gigi? Da, eu. Vai, nu te-am recunoscut, ce ai regușit așa, ai fost la meci. Nu te mai las de prostii. A, Mitică, tu ești, na. Gigi? Da. Gigi, dar tu ești burlac, tot singur, nu? Da, da. Auzi, vino la mine astă seară. Da. Îmi serbezi ziua de naștere, așa, între prieteni. Da, mă, dar m-ai luat prea repede, așa, nu m-am pregătit și eu să iau ceva să... Nu e nevoie, vii cu mâna goală, am eu de toate. Hai, da, vino de vreme, Gigi. Hai, păcai, salut, noroc. Salut. Gigi, uite, duci, bă. Ce mă zăpa? Păi tu nu mă vezi, bine ai venit, bă. Sănătate. Bă, uitați-mi de sifoare, bă. Am noroc cu un vecin care mi l-a dat. Du-te tu și le umple. Păi cum eu? Auzi? Aici e centrul de sifoare, auzi? Intri pe față, dacă e lume multă. Intri pe față, îți faci loc, îi piși pe aia și vii sus, la patru, știi unde. Cine e? Eu am venit, Gigi. Ai venit, da. Bravo, îmi place de tine. Știam eu de ce te-am chemat, ai lucrat foarte bine. Auzi, dă tu o fugă până la gară. Mi-a venit un porc de la Buzău. Îl aduci, vii cu el repede încoace să-l băgăm la cuptor. Ce, uite aici, niciun dar, recipisa. Îl aduci, îl băgăm la cuptor, vin musafirii, ne facem de baftă. La gară, la mesagerii. Porc, să nu-ți dea altceva. Papiote, ceva, ne facem de Da, gata. Gigi! Gigi! Hai, mă, Gigi, unde ai stat? Unde am stat? Unde am luat și taxi până aici? Aia de la mesagerie n-a vrut să-mi expedieze porcul, că a zis că nu este pe adresa mea. Lasă-mă, aoleu, știi ce gafă era să fac? Aoleu. Am uitat că n-am gaz în butelie. Noroc că un vecin, cum se cade, mi-a dat butelia. Stai să văd porcul. Aoleu, i-ai jupuit șoriciu. De ce ești, mă, neam de târlă? N-așteptai până acasă? Nu te-am invitat la masă, să te-am șurit. Poate ți l-a trimis așa, te-l-a lăsat sau aia de la mesagerie. Lasă, taci de gură, lasă, te duci după vin. Păi sigur, opa, unde? Te duci după vin. Tu știi unde e cartierul Berceni? Da, la Big, lângă Big. Nu, după Big. Mult mai încolo. Fii atent că-ți fac eu planul, te duci și mi-aduci vinul de la nașul meu. O damigeană de muscat totonel, pe mine nu mă interesează. E grea? Nu, fii atent. Ce, bă, 14 kg. Uite, o iei după Big, pe strada aia, cu 3 benzi, o iei pe banda de dreapta. Așa. Ai trecut pe lângă blocul ăsta, e un bloc acum se construiește. Da. După el imediat, sari gardul, vezi că ăsta are câini de colț, paznicul. Te etărești de câini, o iei la dreapta și ajungi la un pârleaz. Așa. Dai ăla la o parte, are niște scrie. Da. La parte, pe sub el, ușor, ai trecut și ai blocul WZ. Între ele, între ele, ai la etajul 6, apartamentul 330. Bați la 375 și întreb de nașul Vasile. Nașul Vasile. Da. Dacă nu e acasă, vezi că e măsa. Unde ești, mă? Vino cu asta. Vezi că e măsa, e surdă. Țipi! Nașul Vasile! Noroc că n-am lăsat să plece taxiul. Să nu plece. Să aduc bonul. Mi-aduci bonul că tot ți-l împut repede. Gigi, nu sta! Strigi la ea că e surdă! Așa, ce aveam? Farfurile. De ți-ar spune poarta ta? Nu sunt hazganul, dar mă descurc și eu. Măi, de ți-ar spune poarta ta? Cine-o fi acum la ea? Gigi, dragă, hai că țin musafirii pe sec. Parcă vii din Madagascar, atât a durat. Măi, dar e distanța, mă, e distanța. Că te pădești, da? Ce să fac, mămitică, că ai un naș așa de cărpănos, de, bă, de ce, n-am pomenit, mă, că așa că nu-și amintește de niciun fil care se cheme Mitică, că chiar dacă își amintește nu i-ai promis niciun fel de vin, noroc că l-am ținut de vorba, am băgat mâna în cămară și l-am luat pe astea două mici, mai mărunții și cerea să e bun? Nu știu. L-ai gustat? Nu l-am gustat, eu nu mă bag, nu puteam. Îl gust eu, acum să știi că dacă mi-ai adus vreun borș, ți-l torn în ghete, să știi. Păi da, ce vine borș? E bun. Merge, cătească, dar merge. Să mă așez și puțin. Stai frumos ce te înghesui așa, ce te înghesui? Nu vezi că n-am pâine deloc? Da. Te duci și iei niște franzeluțe proaspete. Dacă nu sunt proaspete, ți-l bag pe cât să știi. Păi de unde la ora asta? La brutărie! La brutărie! Piale, încerc că te vede. Da. De ți-ar spune poarta ta?
Deci niște murături, da, bănele, bobociari, da. Morcov, ce găsești, auzi, da. Pepenaș, murați, da. Iei și niște țelină, da. Fii atent și portocale, da. Portocale pentru desert. Pentru desert. Se ți-ar spune, fără tata. Era postașul, m-a felicitat de ziua mea, eu-l cunosc. Unde-ai stat, mă, disperatule, până acum? Tu-ți bați joc de mine? Da, am mâncat ăștia porcul, fără pâine, fără murături. Stai, mă, ce vrei să fac, mă? Era închis. Noroc o mătușe de-a mea care mi-a dat și murături, mi-a dat și pâine. Ți-a dat, pe dracu. Mi-a dat, sigur. Să pun, te duci, stai că te văd musafire. Acolo e lume. Și eu intre în bucătărie. De ce să nu te vadă? De ți-ar spune poarta ta. Stai jos acolo pe scaun. Ia loc pe scaun acolo. Să-ți dau și ție o bucată de pâine. Stai că ți-am rucat mult. Am lume multe. Lasă-mă aia. Ia pasta. Să-ți dau și o murătură. Ia și tu, uite, un castravel. Ia jumate că ți-ajung. Da. Nu se rupă ăștia, auzi? Da. Uite și un pahar de sifon. Stai, ce te-ai început să mărâci? Da. Eu te-am adus aici să stai ca un beizadea. Da. Fii atent la minuncă. Da. Minuncă. Ah! Vezi tu tipa aia blondă de pe sofa? Da. O vezi? Aha. Auzi? E verișoara mea primară. Da. Fii foarte atent că e o chestie sensibilă. Aha. A pățit un mare necaz acum la maturitate. A lăsat-o lepra de bărbasă. Auzi, ocupă-te de ea, dansează-o. Da. Vorbește-i, spune-i bancuri. Da. Gigi, da. Fă-o să uite, Gigi. Da. Fă-o să uite. Bine. Auzi, da. Poartă-te frumos. Port, da, e o fire sensibilă. Da, să-mi iau ochii. Acum mănânci. Acum mănânci și stau frumos. Da. Da? Bună seara! Mit! Cu plăcere! Ai, dar ce frumos e valsul ăsta nemuritor! Mai ales că e tango! Mă rog, cum dorești dumneata, dar te miști de parcă ai sta în gips! Ei, sunt și obosit, am avut alergări. Ne taci! Ne distrăm acum. Spune-mi, cum ți-am căzut tronc așa deodată, de la prima vedere? Mi-a spus Mitică că ai făcut odaia cup de pudre. Eu? Vi se pare, cred că nu... Taci! Ah, Doamne, ce mototol ești! Mai bine să-ți povestesc viața mea, să nu spui pe urmă că ți-am ascuns mai știu eu ce. După ce am rămas cu minte și nemăritată până la 30 de ani, mi-a găsit Mitică unul, da, de perspectivă mare, da, simpatic al naibii, la prima vedere, inteligent și brunet. Ah, mi-a decimat toate economiile. Și doamne, s-a dus. Doamnă, dar... A dus. Morții cu morții, da. Vii cu vii. Da, asta e important. Rog. Spune-mi, important e că ești burlac și vrei să-ți unești singurătatea cu a mea. Da, da. Nu știu cum să vă explic, stimată Dădăie. Da. Vă cer mii de scuze, dar între noi există oarecare diferențe. Care, mă? În primul rând, de vârstă. Mitică! Mitică! Vino! Vino! Mitică! Hai, Casanova ăsta m-a jignit de moarte! M-a făcut antică! Mitică, în casa ta! Cine? În casa ta! Stai cu minte, liniștește-te! La casa ta! Liniștește-te! Stai aici! Aia! Bine, mă, nefericitule, după ce că te invit la mine, te scot în lume, după ce că te îndopi cu de toate, ca un nemâncat, îmi jignești rudele primare. Ieși afară, ieși afară, vețivule. Acolo e ușa. Mitică! Lasă-mă, familia! Mitică! Afară. Amen. Mitică! Ce-ai făcut, Mitică? Unde te duci, mă, împiedicatule? Asta e recunoștința că te-am invitat la Zaia Fet. Vino imediat sus! Îi pare rău? Vrea să-mi ceară scuze.
Gigi, tot n-ai fost bun de nimic astă seară. Hai să duci sifoanele alea înapoi. Primul bloc pe stânga, intri și le spui frumos, mersi. Alo, Gigi? Da. Gigi, tu ești? Da, eu mi-e... Vai, ce bine arăt! Nu, adică vorbesc mai clar. Da. Auzi, Gigi, vii sâmbătă seară pe la mine? Nu, nu pot sâmbătă pentru că e ziua mea. Mă duc la mama ca musafir. Da? Da. Gigi, da. Viu și eu, da? Da, te aștept, mitică. Bine, am să vin, să știi. Salut! Da. Doamne, de-abia l-aștept să vină. Mama stă cu lemne. Dacă nu-l pun să spargă, numai buturugi, buturugi de rea, noduroasă.